Bună seara! Din cabina de traducere, Adrian Bocăneanu vă spune bun venit la ediția internațională a programului Anul 2000 și dincolo, Descoperiri în profeție. Din Orlando, Florida, ediția internațională prin satelit în lumea întreagă. Peste 45 de țări. Bună seara tuturor, sunt Lonnie Melashenko, gazda dumneavoastră. Bun venit la anul 2000 și dincolo, Descoperiri în profeție. Mi-ar face plăcere ca să vă iau într-un tour al întregului loc care este aici. Acum, pentru câteva secunde, camerele de la vedere vă vor arăta camerele de televiziune, diferitele aparate, realizatorii, redactorii, cei care transmit la satelit, toate acestea aici, toți aceștia fac cu putință ca acest program să ajungă la dumneavoastră, să le mulțumim! And of course, this electronic miracle, friends, is și fără îndoială că acest miracol electronic este mult mai important pentru că sunteți aici. Our speaker is Mark Finley, the director and speaker of the It Is Written International Telecast. Vorbitorul pentru seara aceasta nu este nevoie să-l mai prezentăm. Mulți se întreabă cum are putere pastorul Finley ca să vorbească seara de seară. Vreau să știți că el nu folosește un teleprompter, nici notițe. El are un televizor în față care îi arată ce se află pe ecranul din spatele său, dar nimic altceva. Cred că Dumnezeu i-a dat pastorului Finley un dar special al evangelizării, ca și apostolului Pavel. Din inimă și din experiența sa, el ne va împărtăși în seara aceasta secretul financiar pe care lumea nu-l cunoaște. Dar mai întâi vom asculta pe Steve Darmody, încoronați-l cu multe coroane. Încoronați-l cu multe coroane. Mielul stă pe tronul său și muzica întregului univers răsună. Lăudați-l ca împărat fără pereche pentru toată veșnicia. Ca Domn al dragostei. Priviți mâinile și coasta lui. Au fost rănite și se vede încă, deși El este glorificat acum în frumusețe veșnică. Nici un înger al cerului nu se poate bucura pe deplin de priveliștea aceasta decât noi, cei care am fost salvați din această taină a iubirii. Încoronați-l ca Domn al vieții, triumfător, mai pe sus de mormânt.
Eu am înviat triumfător la viață pentru cei pe care hotărât să-i mântuiască. El a înviat și a înălțat și a murit și a înviat. Coronați-l ca Domn peste toate. De la El se revarsă un Duh nou care străbate lumea întreagă. Tresaltă sufletul meu și cântă pentru Cel care a murit pentru tine. Cerurile și lăudați-l pe împăratul fără pereche pentru toată veșnicia. Crown him with many crowns. Okay, go now, because this shot is the crown. When we get this close to the end, pe măsură ce ne apropiem de încheiere, unii vor spune, dar acum ce vom face? Trebuie să mergem mai departe. Dar prietenii care n-au putut să vină încă aici în Irlanda sau în alte locuri, în America de Nord sau în alte locuri, vreau să vă spun că aici în Irlanda aveți un formular pe care puteți comanda diferite materiale care vor păstra spiritul de la Orlando Viu. În ce mă privește acum pentru România, în timp ce dânsul va prezenta materialele disponibile aici la Orlando, vreau să vă spun că în locurile în care dumneavoastră vă aflați, trebuie să faceți ca evenimentul acesta să nu se încheie, nu se poate încheia. S-au creat prietenii deosebite, nu putem să îngropăm aceste prietenii. Ne-am format deprinderi noi de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, de a ne ruga, de a cânta. Acestea nu pot să dispară, nu putem să le uităm. Noi nu mai suntem aceiași care eram atunci când am venit pentru prima dată în locul acesta. Așa că în zilele acestea vă încurajez ca să vă sfătuiți împreună, să discutați, să faceți planuri și fiecare să își exprime așteptările, nevoile. Discutați cu organizatorii locali și lucrul acesta va face să continue binecuvântarea de care v-ați bucurat aici. Desigur, vor exista de asemenea casetele video și casete audio ale acestui program și atunci când noi prieteni, noi cunoscuți sau membrii ai familiilor dumneavoastră vor dori ca să participe la un program de felul acesta, este foarte simplu, veți putea să folosiți din nou materialele acestea pentru a relua acest program. Unii dintre dumneavoastră veți dori ca să aveți casetele audio ale acestui program și o idee bună va fi ca să aveți întotdeauna în buzunar una dintre aceste casete și atunci când veți avea ocazia să vorbiți cu unul dintre vecinii care v-au văzut seară de seară mergând sau cu prietenii, colegii de muncă, le vorbiți despre aceste minunate întâlniri, puteți să scoateți din buzunar o casetă și spuneți, ascultă asta și dacă îți place, vei primi mai departe. Spiritul acesta nu trebuie lăsat să se stingă. Și acum să-l ascultăm pe pastorul Finley, care continuă anunțurile. Aceasta este deja ultima săptămână. La jumătatea săptămânii vom anunța în ce fel aceste întâlniri vor continua în diferite forme. În cursul săptămânii trecute, am discutat unele dintre cele mai importante subiecte din Apocalipsa. Citeam de curând într-o carte religioasă despre fiară și se scria că fiara este un computer care este localizat în Belgia și autorul spunea mai departe, ați văzut pe unele
pe unele mărfuri pe care le cumpărăm, că sunt e un careu cu niște liniuțe mai subțiri, mai groase, mai apropiate. Oh, acela este semnul fiarei. Păziți-vă de acele. Dragii mei, oamenii pot să aibă fel de idei, dar eu vreau să citesc despre asta în Apocalipsa. Dar dumneavoastră, deci nu lipsiți, vă rog, miercuri seara când vom asculta subiectul despre semnul fiarei. Nu voi vorbi despre alegerile din Statele Unite. Vom deschide tot Biblia. Aici, în Statele Unite, votați înainte sau după, dar nu lipsiți aici la ora de începere. So that we will open the Bible. Vom deschide Biblia din nou. In some locations at 7:30. But we're talking about the mark of the wounded beast. Semnul fiarei rănite, 666 și criza finală care vine la pământ. Dar mai mult decât acestea, ne vom concentra asupra mielului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și cum putem să fim în siguranță în zilele care ne stau în față. Iar apoi, vineri seara, rolul Statelor Unite în profeția biblică, aceste două subiecte din Apocalipsa 13. Puteți să citiți dinainte acest capitol în Biblia dumneavoastră ca să fiți pregătiți. Am avut în seara aceasta un botez, vom avea la sfârșitul săptămânii un mare botez. Mii și mii se pregătesc pentru botez aici în Orlando. Pentru aceia care doriți, aici în Orlando, marți seara și joi, luni seara și joi seara, clasa de botez și vorbiți în diferitele localități cu organizatorii locali, cum vă puteți pregăti cât mai bine. Și acum să vedem cum putem să fim ceva mai sănătoși decât suntem. Dragii mei, vreau să vă spun că am avut ocazia cu câteva minute înainte ca să urmăresc acest program de sănătate și e un program foarte interesant, e foarte bun, foarte bun pentru cei din, de aici, din America, dar propriu zis nu ne-ar spune nouă prea mare lucru. Este foarte bun pentru cei de aici, așa că veți putea urmări în continuare imaginile acestea. De fapt, ele vorbesc aproape de la sine, dar îngăduiți-mi ca în cele câteva minute să vă prezint un scurt mesaj biblic privitoare la sănătate. Am Biblia mea deschisă la capitolul 55 din Isaia. Primul verset spune așa: voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce nu are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun, și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Dragii mei, mă gândesc că acum câteva zile, unii dintre dumneavoastră, pentru prima dată, ați avut ocazia să vi se vorbească despre sănătate, despre alimentație, din punct de vedere religios, din punct de vedere biblic. V-ați gândit poate că Biblia nu are nimic de a face cu ceea ce punem în cratiță sau în oală sau în farfurie sau în frigider sau în cămară. Biblia are de a face cu lucrurile acestea. Știți că unul dintre primele lucruri pe care Dumnezeu le-a spus omului atunci când l-a creat, i-a spus ce are să mănânce. Pe Dumnezeu îl interesează lucrurile acestea. Și mulți dintre noi avem nevoie să redescoperim ce anume dorește Dumnezeu să mâncăm. Dar știu în același timp că aceste învățături ale Bibliei și puse în legătură cu informațiile științifice, medicale de ultimă oră, pot să stârnească în mulți dintre noi o anumită neîncredere. Și gânduri de felul acesta, abia găsim ce să mâncăm, doar știi cum este, că doar aici trăiești și tu. E așa de greu. Viața este o problemă, este o povară acum când vine iarna și ne gândim cu groază la ce o să ne aștepte. Dragii mei,
Vreau să vă spun, eu pot să știu sau pot să nu știu greutățile fiecarei familii. Fiecare familie își cunoaște la urma urmei greutățile sale. Dar este cineva care cunoaște cu adevărat greutățile fiecarei familii. Acesta este Dumnezeu. Știe Dumnezeu cum se trăiește într-un sat izolat de pe dealurile acelea sterpe din Moldova? Știe Dumnezeu cum este viața celor care stau la oraș și trebuie să plătească și întreținere și încălzire și totul trebuie să cumpere de la piață și soțul este amenințat cu șomaj și știe? Da, este cineva care știe mai pe sus decât oricare dintre noi, necazurile fiecăruia dintre noi. Nu credeți că Dumnezeu ne iubește? Nu credeți că Dumnezeu este pregătit ca să răspundă tuturor acestor lucruri? Ceea ce vreau să vă spun este că aceste învățături de sănătate pe care Dumnezeu ni le dă nu sunt ca să pună o povară grea pe umerii noștri, nu sunt o piatră de moară ca să ne zdrobească. Acestea sunt niște aripi pentru noi, sunt un ajutor pentru noi. În primul rând, aceste recomandări de sănătate se bazează pe știință, pe bunul simț, dar dincolo de acestea, după ce v-am învățat tot ceea ce avem de învățat, cum să economisim lucrurile, cum să folosim lucrurile în forma lor cea mai sănătoasă, cum să nu risipim pe lucruri care nu ne hrănesc, credem că un anumit lucru sau altul trebuie neapărat să devină, să fie pe masa noastră, chiar dacă costă scump și deodată aflăm că nu este deloc valoros, că nu este nevoie să cheltuim pe acele lucruri. Deci, este mult bun simț în lucrurile acestea, dar dincolo de acestea. Vreau să vă asigur că Dumnezeu însuși, care ne dă aceste învățături, El ne și poartă de grijă. Mai sunt doar câteva secunde, așa că ascultați aceste cuvinte. Nu fiți iubitori de bani. Nu vă gândiți cu alte cuvinte numai la ceea ce ne place, la lucrurile cu care suntem obișnuiți, la ceea ce este mai ieftin sau cum să facem mai mulți bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Păstrați în minte aceste asigurări din partea celui care ne spune, care ne învață cum să trăim. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. I am going to be very disappointed if you go home tonight and somebody says, what did you learn in those meetings? Ați văzut imaginile acelea și pastorul Finley spune, cred că aș fi foarte dezamăgit dacă mergând acasă veți spune, ce ați învățat în seara aceasta? Am învățat cum să decojim o banană. Sigur, sunt multe, mult mai importante lucrurile. Dar iată, avem rapoarte pe care le primim din lumea întreagă. Atunci când oamenii acceptă adevărul lui Dumnezeu, mulți dintre ei sunt supuși greutăților și persecuțiilor. Iată, acesta este Brad Thorpe prin telefon. Vreau să salut pe cei din Orlando și pretutindeni unde programul acesta se prezintă. Suntem încântați de ceea ce Dumnezeu face în Europa. Să împărtășesc cu dumneavoastră câteva rapoarte din Germania. Un pastor tocmai mi-a împărtășit că în comunitatea sa 60-80 de persoane participă și 16 persoane s-au hotărât. Deja au avut 8 persoane care s-au botezat. În Germania, la fiecare sfârșit de săptămână, în jur de 10.000 de persoane participă la programul acesta. 10.000 în Germania este minunat. În Spania, este datorită unor chestiuni de ordin tehnic, programul acesta a început cu o săptămână mai târziu și săptămâna trecută circa 1.100 de persoane au participat. În Cehia și în Slovacia știam de 40 de localități, dar acum am înțeles că sunt 140 de localități. O scurtă istorisire care cu siguranță că vă va interesa. În România, în satele românești, unul dintre cele mai importante persoane este clopotarul unei catedrale, unei biserici ortodoxe, da? El este cel care îl ajută pe preot, el este cel care cheamă pe oameni la închinare. Și clopotarul acesta era foarte
foarte intrigat de entuziasmul și bucuria celor care mergeau la Biserica Adventistă la programul acesta. Ei i-au dat o invitație și l-a spus, bine, am să vin, ce se întâmple acolo. Și el a venit și n-a mai lipsit niciodată. Și atunci când s-a făcut apelul, acum o săptămână, pentru botez, omul acesta s-a ridicat în picioare și imediat a mers în față, declarând în felul acesta că vrea să-L urmeze pe Iisus. El va fi acum un clopotar pentru Iisus. Vreau să încurajez acum pe fiecare dintre dumneavoastră ca să amintiți în rugăciunile dumneavoastră pe cei care trec prin greutăți acum. Am citit de soții care sunt bătute, care mame care cu copiilor mici au fost alungate din casă de soți furioși. Aduceți-vă aminte de aceștia, tineri care sunt persecutați. A urma adevărul, a urma pe Iisus, are un preț pentru ei. Mulțumesc foarte mult, Brad. Hai să ne rugăm chiar acum, oriunde suntem, pentru ca cei care ascultă solia aceasta și sunt persecutați, ca aici în Statele Unite, care sunt acum în Valea Hotărârii, să ne rugăm. Tată, îți mulțumim. Cuvântul Tău merge cu putere înainte. Îți mulțumim că în aceste zile de pe urmă, mii și mii sunt atinși de Cuvântul Tău. Te rugăm pentru acești bărbați și femei, tineri și fete care sunt persecutați că au luat atitudine pentru Hristos. Dă-le putere, dă-le curaj, rezistență. În numele lui Iisus. Amin. Când îl vom vedea pe Iisus și vom domni cu El în slavă, vom auzi trâmbița, sunetul trâmbiței în acea dimineață. Și din izvorul care curge mereu al vieții, vom bea și vom auzi trâmbița sunând în acea dimineață. Ne vom ridica deasupra cerurilor. Vom auzi trâmbița în acea dimineață. Acestea sunt cuvintele care se repetă mai mult sau puțin de-a lungul cântecului și am să vă las ca să ascultați melodia aceasta minunată. The gospel armor of faith and hope and love, and you'll hear the trumpet sound. Arma armura evangheliei și a credinței și a speranței și a iubirii și veți auzi sunetul trâmbiței. And you'll hear the trumpet sound in that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies when I hear the trumpet sound in that morning. Our ears shall hear with transport the host of heaven sing, and shall hear the trumpet sound in that morning. Vor asculta oștile celești cântând și vom auzi sumbetul trâmbiței în dimineața aceea. Limba noastră va cânta spre slava împăratului nostru nemuritor și vom auzi trâmbița în dimineața aceea. Acum, când vom deschide cuvântul lui Dumnezeu, să ne plecăm capul pentru rugăciune. Tată, nu putem să venim la cuvântul Tău fără să ne plecăm capul ca să-L căutăm pe autorul cuvântului și lucrarea Duhului Sfânt ca să ne ajute să înțelegem cuvântul. Fie ca întâlnirea din seara aceasta să aibă consecințe veșnice în viața noastră, să fie o seară a deciziei, ca să facem încă un pas mai aproape de Iisus. În numele lui Iisus. Amin.
Subiectul nostru în seara aceasta este un secret financiar pe care lumea nu-l cunoaște. Situația financiară a lumii merge tot mai mult spre datorie și faliment. Economia lumii este în criză. Nu numai economia Statelor Unite este în criză, ci economia celor mai multe țări occidentale este în criză serioasă. Sigur, dacă privim superficial, nu ne dăm seama, dar o privire mai atentă, atunci când vorbim despre datoria națională a Statelor Unite, de exemplu, apoi Europa răsăriteană, o inflație scăpată de sub control. Când am fost prima dată în Rusia, moneda lor este rubla și 27 de ruble era un dolar. Acum, după 5-6 ani, sunt 5.000, mai mult de 5.000 de ruble un dolar. În România, de exemplu, cu 5 ani, un dolar era 80-100 de lei. Astăzi, în jur de 4.000 de lei un dolar. Iar în Serbia, inflația este atât de mare încât trebuie să mergi cu o geantă mare la cumpărături ca să poți să faci cumpărături. Dar în Germania occidentală, unde înainte fusese foarte puțin șomaj, dar după unificarea celor două germanii, în partea occidentală este în jur de 10% șomaj și în partea răsăriteană 20% de șomaj. Apoi factorul de inflație în Statele Unite, între 1960 și 1990, factorul de inflație este 4, ceea ce însemnează că bunurile, în medie, costă astăzi de 4 ori mai mult decât în 1960. Dar și salariul a crescut de 4 ori de atunci până acum, fără îndoială că nu. Înseamnă că astăzi avem mai puțin bani pentru cumpărături. Economia a devenit o mare problemă politică. Vedeți, acum este campanie electorală aici în Statele Unite și campaniile electorale în cele mai multe țări. Subiectul central este economia. Dacă aveți impresia că economia americană e în stare bună, iată economia... Iată, scuzați-mă, datoria națională americană în 1900 era de 1,2 miliarde de dolari. Dacă fiecare cetățean american ar fi plătit atunci 16 dolari, datoria aceasta se acopera. Dar în 1950 era 256 de miliarde. În 1975, 533 de miliarde. Fiecare persoană ar fi trebuit să plătească 2.500 de dolari. Dar din 75 până în 1994, datoria națională acum este de peste 4,6 bilioane de dolari. Sigur, între timp lucrurile s-au mai schimbat. 4,6 bilioane. Vedeți, guvernele încearcă, ridică impozitele, încearcă să reducă cheltuielile. Cu toate acestea, la asemenea datorie, fiecare persoană din America ar trebui să plătească 17.800 de dolari ca să se achite această datorie. Dacă aveți o familie de 4-5 membri ai familiei, înseamnă că ați avea o datorie de 70-80.000 de dolari. Pastore, am venit aici pentru niște încurajări și tu îmi spui că am o datorie pe familie de 80.000 de dolari. Apoi numai dobânda pentru această datorie națională este cam 20% din tot ceea ce plătim pe toate mărfurile noastre. Mulți scriitori, gânditori, finanțiști sunt foarte îngrijorați datorită datoriei uriașe care într-o zi va trebui plătită. Un autor a scris o carte despre timpurile grele care stau în față și el spune scopul acestei cărți este să vă convingă că Statele Unite sunt pe punctul să intre în cea mai mare încercare de la războiul civil, o spirală a inflației care va duce la o depresiune care va fi reamintită peste generații cu
cu frisoane. Nimeni nu știe când se va rupe, dar va veni curând. Economia America este pe marginea prăpăstiei, pentru că atunci când noi strănutăm, restul lumii se îmbolnăvește de pneumonie. Gândiți-vă la Germania cu necazurile ei, țările Europei care erau stabile, dar gândiți-vă la Japonia care nu a cunoscut decenii în șir recesiune. Dacă vreuna dintre țările acestea are dificultăți majore financiare datorită acordurilor comerciale, relațiilor, finanțele mondiale, căderea uneia dintre aceste țări va arunca întreaga lume într-o mare criză financiară. Se scriu multe cărți despre criza investițiilor. Ce să faci cu veniturile tale? Cum să le investești? Timpuri grele stau în față. O carte intitulată După Crash, după prăbușirea financiară. Cum să investești, cum să supraviețuiești. Piața de valori are fluctuații majore, maxime, record și prăbușire record. E greu să prevezi ce se va întâmpla de la o lună la alta. Un autor foarte cunoscut, Norman Cousins, spune: noi suntem așa de ocupați cumpărând, că nu n-am avut timp să ne dăm seama că niște șuruburi morale s-au slăbit în societatea noastră. Pe măsură ce cheltuim, se acumulează o datorie cea mai mare. Niște șuruburi morale s-au slăbit, cărămizile se crapă, fundația se sfărâmă și probabil ne investim banii unde nu trebuie. Poate că asta este problema. Investim banii în locurile greșite. Viața este extrem de nesigură, doamnelor și domnilor. De exemplu, te gândești că ești în deplină siguranță, ai o casă extraordinară, în mijlocul naturii, ai muncit o viață întreagă și ești încădător pentru tot restul vieții, dar vine un foc, un incendiu în pădure și în câteva ceasuri toată casa ta este distrusă, așa cum s-a întâmplat de curând în localitățile luxoase din afara Los Angelesului, Malibu, case care costă milioane de dolari. Într-o clipă distrusă, sau în Santa Ana, vântul a adus flăcările și au distrus aceste case. Te simți în siguranță până când într-o seară vii acasă și echipamentul tău video foarte scump a fost furat. Vii acasă într-o seară și casa ți-a fost jefuită. Se poate întâmpla? Nu cumva ne investim banii unde nu trebuie? Nu cumva lucrurile în care ne investim pot să fie pierdute într-o clipă? Omul acesta a lucrat 40, 50, 70, 80 de ore pe săptămână. Și a ajuns ca să aibă o poziție bună în firma lui. Dar deodată primește un telefon în care îi se spune că nu mai e nevoie de el, pentru că acum altcineva are mai mult succes și este concediat. Datoriile oamenilor sunt mai mari decât oricând. Cărțile noastre de credit sunt întinse la maximum. Și datoria pentru bunurile de consum nu este datoria națională, ci este datoria pentru bunurile de consum în Statele Unite, totalizează 810 miliarde de dolari. Societatea aceasta s-a obișnuit să trăiască din datorii, mereu în datorii, și această datorie
ne stresează complet. Una dintre cele mai mari preocupări ale mele pentru Europa răsăriteană, și vreau să vorbesc acum special pentru Europa răsăriteană. Ei au cunoscut în ultimii ani o inflație extraordinară. Libertatea a trezit o dorință nestăpânită după bunuri de consum occidentale și după materialism occidental. Unul dintre cele mai mari pericole este ca acea căutare spirituală care v-a caracterizat după ce ați descoperit libertatea, acea dorință spirituală, religioasă să fie înlocuită cu căutarea bunurilor materiale. Fac un apel către dumneavoastră în Europa răsăriteană. Nu mergeți pe calea Occidentului, care a fost un faliment moral și spiritual. Este ceva cu privire la bunurile de consum care nu răspunde nevoilor sufletești. Aceste valori materiale nu satisfac inima și sufletul. Priviți într-adevăr la stresul pe care aceste bunuri materiale le-au adus. Apocalipsa, ultima carte a Bibliei pentru cei care trăiesc în ultima generație, vorbește despre economia zilelor noastre. Apocalipsa 18. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Apocalipsa 18 prevede cea mai mare prăbușire economică a lumii, nu într-o țară sau într-alta, ci în lumea întreagă. Dacă vă prindeți de paie și vă imaginați că puteți să fiți siguri pentru că aveți niște bani în bancă, ascultați. Apocalipsa 18. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea de frica chinului ei, vor plânge și se vor tângui, atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Atâtea bogății care au ajuns de nimică. Inflație rapidă. Dacă siguranța ta stă în bani, te-ai prins de lucrurile greșite. Dacă siguranța ta este în materialism, te-ai prins de ceea ce nu trebuie. Nu există altă siguranță decât Domnul Iisus Hristos. Nu există altă siguranță decât în principiile Bibliei. Putem găsi refugiu în cuvântul viului Dumnezeu. Dumnezeu ne dă instrucțiuni clare. Va fi o criză financiară. Ascultați acum, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care o să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Ca focul are să vă mănânce carnea. V-a strâns comori în zilele din urmă. Iacob 5, 1-3. Observați claritatea acestui pasaj. O devalorizare a monedei rapidă. Cei care și-au strâns bogății în zilele din urmă vor fi amar dezamăgiți. Iată, Biblia merge mai departe. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă un conflict între capital și muncă, între cei ce au și cei ce nu au. Și strigătele secerătorilor au ajuns până la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Iacob 5, 4 și 5. În zilele de pe urmă vor fi mulți care își vor pune ca ținta vieții să câștige bani. Își vor pune speranța în lucruri materiale, în bogății, construindu-și o împărăție personală, dar va scăpa din mâinile lor ca fire de nisip. Cei care nu au, dar putem să avem refugiul în Domnul Hristos și vom fi în siguranță, în timp ce alții vor fi îngroziți pentru că lucrurile în care și-au pus speranță, contul lor din bancă, cartea de credit, s-a prăbușit. Biblia spune că e o cale mai bună.
Vor fi tot mai multe conflicte între muncă și capital în ultimele zile ale istoriei. Dar care este soluția lui Dumnezeu la problemele financiare ale lumii? Ce principii financiare ne oferă Biblia? Ce putem descoperi din Cuvântul lui Dumnezeu ca să avem siguranță, să găsim un loc de adăpost în aceste ultime zile ale istoriei? Sunt principii solide, principii fundamentale în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne întoarcem cu mii de ani în urmă, aflăm că Dumnezeu este Cel care a creat. El a spus și s-a făcut. Ce a poruncit a luat ființă. Când a vorbit Dumnezeu, când a creat, pământul acesta a ieșit proaspăt din mâinile Creatorului. Și atunci când Edenul a fost creat de mâna lui Dumnezeu, în acea dimineață, soarele strălucea luminos de pe cerul frumos. În Geneza 2:8, și Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Dumnezeu a creat pământul, lumea noastră nu a evoluat. El a înfrumusețat-o cu iarbă și cu flori. El a pus orice fruct la existență și orice floare să înflorească. Ce Dumnezeu bun! Iacob 1:8, orice dar bun și orice lucru bun care ni se dă vine de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare sau umblă de mutare. Dumnezeu ne-a dat aer curat și praiele care bolborosesc cu apă pură și florile minunate în toate culorile și o varietate de alimente, pentru că toate dobitoacele pădurilor și fiarele de munților cu miile. Apoi versetul 12, dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, că cea mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Toată lumea aceasta îi aparține. El a creat-o, El a modelat-o. Împotriva ceea ce spun unii, nu a evoluat. Contrar cu ceea ce unii spun, a fost creată prin Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia zice, Psalmul 33, versetul 9, El zice și se face. Poruncește și ce poruncește, ia ființă. El a vorbit, Cuvântul puternic al lui Dumnezeu, din gura lui, a creat marul minunat. Să fie marul și a fost marul. Cuvântul auzibil al lui Dumnezeu are atâta putere că atunci când Dumnezeu a zis, marul a apărut. Ceea ce Dumnezeu spune, așa este. Chiar dacă nu s-a văzut înainte, pentru că atunci când spune, atunci devine. Ceea ce declară, apare. Când Dumnezeu spune, se petrece. Cuvântul lui poartă putere. El este Creatorul. Psalmul 24:1. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Lumea îi aparține lui. Lumea este a lui. Când Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva, El a creat ca să trăiască pe o planetă umplută de bucurie, cu fericire. Dar a venit înșelătorul în grădină. Când a venit înșelătorul, Dumnezeu a spus, spusese lui Adam și Evei, puteți să mâncați din orice pom, dar nu din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar înșelătorul a spus, pomul acela nu este al lui Dumnezeu, este al vostru. Luați-l, mâncați din el. Și primul păcat a fost că Eva a ascultat pe Satan, a ascultat minciuna Satanei, că egoismul aduce bucurie, plăcere egoistă. Aceasta este cea mai mare înșelăciune a lui Satan. Eva, mănâncă și vei intra într-o sferă mai înaltă de existență. Eva, mănâncă, vei avea o mai mare bucurie în viața ta. Eva, mănâncă, niciodată nu ai trăit așa extaz. Niciodată nu ai avut așa euforie. Planul lui Satan este să conducă pe Eva la o viață egoistă.
Dar Biblia spune, Fapte 17, Dumnezeu care a făcut lumea. Cine a făcut? Dumnezeu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea. Este Domnul cerului și al pământului. El dă tuturor viața, suflarea, mișcarea și toate lucrurile. Dumnezeu nu numai că a creat lumea, dar o și susține. El face inima să bată. Inima mea nu bate după un ritm natural. Dumnezeu o face să bată. Fiecare răsuflare a mea. Eu nu sunt ca un ceas pe care Dumnezeu îl întoarce și apoi îi dă drumul. Dumnezeu face răsuflarea mea, suflarea mea, respirația mea. Să mergem la aceste 7 principii financiare ale lui Dumnezeu. Principiul numărul 1. De vreme ce Dumnezeu m-a creat și susține viața mea, tot ceea ce au îi aparține lui. Vedeți? Dumneavoastră ați dorit să veniți la existență? Dacă n-ai fi existat, dacă ai fi fost un țânțar, dacă ai fi fost un măr și cineva te-ar fi lovit, ei, asta e reîncarnare. Nu vorbesc despre reîncarnare. Dacă n-ai fi existat, dacă n-ai fi existat, nu tu singur te-ai creat. De ce ești aici? Dacă ai fi fost un nimic, un zero în univers, voința lui Dumnezeu te-a adus la existență. Ai fost conceput în inima lui Dumnezeu, în mintea lui Dumnezeu, înainte că să fi fost conceput în pântecul mamei tale. De vreme ce Dumnezeu m-a creat, un principiu biblic, și susține viața mea, tot ceea ce am îi aparține. Tot ceea ce am îi aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a creat, Dumnezeu a creat lumea și Dumnezeu îmi dă toate capacitățile ca să strâng banii, valorile pe care le am. Deuteronom 18, ce adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți dă putere ca să le câștigi. Dumnezeu mi-a dat viața, Dumnezeu îmi susține viața, Dumnezeu îmi dă puterea și ocazia ca să am în serviciu, să pot să câștig. Dumnezeu are grijă de toate acestea. El împlinește nevoile mele. El îmi dă puterea și ocazia ca să câștig bogăție. În întregul Vechiul Testament, mari eroi ai lui Dumnezeu din Vechiul Testament au recunoscut lucrul acesta într-un mod special. Citiți cu mine din Hagai 2:8. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Dumnezeu ne-a creat, El susține viața și El ne dă capacitatea să dobândim bogăție. Avram a înțeles că era creat de Dumnezeu. Viața lui era susținută de Dumnezeu și tot ceea ce avea, orice birință câștigată de armata lui, era darul lui Dumnezeu. Avram și-a condus armata ca să atace pe niște dușmani care făcuseră rău și să-i biruiască și a adus prada. Și a fost întâmpinat de Melchisedec, mare preot, care a spus, binecuvântat să fie Avram, de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului, în engleză zice, posesorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat lui Melchisedec zecime din toate. Principiul zecimii a fost întemeiat foarte devreme, în vremea biblică. A fost întemeiat în vremea lui Avram, încă era activ. I-a dat zeciuială, o zecime. O recunoaștere că Dumnezeu ne-a creat, că o recunoaștere că Dumnezeu susține viața mea, că o recunoaștere că tot ceea ce am îi aparține. Avram a dat acestea lui Melchisedec, preotul, ca să fie folosit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dând zecime, Avram a recunoscut bunătatea lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu în viața lui. Acum Iacob, vă aduceți aminte, după ce l-a înșelat pe tatăl său, a fugit. A ajuns la un moment în care și el a spus, Doamne,
recunosc bunătatea ta, Geneza 28:22. Iacob, și din tot ce îmi vei da, îți voi da a zecea parte. Patriarhii Vechiul Testament, sfinții, au recunoscut că Dumnezeu este Creatorul și Susținătorul vieții, au recunoscut bunătatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Au recunoscut îndurarea și favoarea lui asupra lor, restituind lui Dumnezeu o zecială. Dar ce este o zecială? Leviticul 27:30, să citim: orice zecială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pământului, este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. De zecimea nu mi aparține, este a Domnului. Toate lucrurile pe care le avem aparțin lui, dar îi restituim zecimea pe care El a pus-o ca fiind a Lui. Este a Lui, este sfântă pentru Domnul, un lucru închinat Domnului. O zecime din profitul, din câștigul meu, recunosc astfel bunătatea Lui, puterea Lui, autoritatea Lui de Creator. Al doilea principiu financiar al Lui Dumnezeu. Când dăm zecime, recunoaștem încrederea noastră puternică că Dumnezeu este atât Creatorul cât și Susținătorul vieții. Atunci când sunt credincios în zecimea mea, recunosc cine este Dumnezeu în viața mea. Maleahi îmi pune această întrebare. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu? Trebuie să fie cineva trebuie să fie foarte, foarte șosnic. Dacă în seriile în care luăm atunci colecta aceea, cineva întinde mâna și ia 50 de lor sau 100 de lor sau 200 de lor. S-a întâmplat odată într-un oraș în care avem întâlniri de felul acesta, și niște răufăcători au venit și au vrut să se țină după unul dintre plasatorii noștri până la ușă. Era un om solid, a fost ca să ia banii. Nu numai că el era mare, dar îngerii erau și mai mari. Și s-au întors și au fugit cât au putut de repede afară. Aveți grijă, plasatorii mei, ei au păzitori cerești, îngeri care îi crotesc. Trebuie să fii foarte șosnic ca să furi din darul. De aceea Dumnezeu zice, mă înșelați? Dar cum te-am înșelat? Citim mai departe. Da, voi m-ați înșelat. În ce te-am înșelat? Dumnezeu zice, cu zeciuielile și darurile voastre. Dumnezeu face o distinție între zecim și darul. Potrivit Bibliei, o zecime din câștigul nostru este sfântă, reprezentând recunoașterea noastră că Dumnezeu aparține totul. Darurile reprezintă recunoștința noastră. Aduceți însă la casa misteriei toate zecile. Nu le țineți acasă, nu le duceți în altă parte. Aduceți la casa misteriei toate zecile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare. Dumnezeu zice, puneți-mă la încercare, veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Dar, pastore Finley, nu îmi pot permite să dau zecimea lui Dumnezeu. Cu cât ești într-o stare financiară mai proastă, cu atât ai mai mult nevoie de lucrul acesta. Pentru că Biblia zice că atunci când îi reîntoarcem zecimea credinciosului Dumnezeu, El va deschide zăgazurile cerului și va turna peste noi belșug de binecuvântare. Dumnezeu însuși face această făgăduință. El spune, puneți-mă la încercare, veniți la mine, puneți-mă la încercare. Leviticul 27:30, orice zecială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului, înseamnă bani sfinți. Nu pot să pun mâna mea omenească pe banii lui Dumnezeu. Cu cât sunt mai sărac, cu atât trebuie să fiu mai nerăbdător să urmez planul lui Dumnezeu, care va face minuni. William Colgate, firma Colgate, Colgate Palmolive, când a început să facă afacere, a zis, Doamne, vreau să fiu credincios. Și prin zeciuială Dumnezeu l-a binecuvântat, John Rockefeller. Se știe că el a plătit zecime. John Hines și el a plătit zecime. Apoi istoria lui James Cash Penny. El a început afaceri și afacerile îi mergeau prost.
S-a îmbolnăvit, a intrat într-un sanatoriu să se refacă. A auzit o orgă cântând. A intrat în locul acela. S-a plecat pe genunchi și a spus, Doamne, îți predau viața ție. Și el s-a convins, chiar dacă avea datorii, trebuie să dea zecimea lui Dumnezeu. Și J.C. Penney este o rețea de magazine universale în toată America. Apoi Le Tourneau, care are echipament. And God richly blessed. Dumnezeu l-a binecuvântat. Sau Kraft, producătorul de brânzeturi, sau Hershey, producătorul de ciocolată. Acești oameni au fost credincioși lui Dumnezeu și au urmat principiul zecimii. Maleachi 3 cu 10, cu 11, și voi mostra pentru voi pe cel ce mănâncă locusta și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Dar cineva zice, Marc, așteaptă puțin. Sunt oameni care sunt credincioși lui Dumnezeu, sunt credincioși în zecime, dar și ei au probleme serioase. De ce? Cred că făgăduința aceasta nu se împlinește întotdeauna. Ați auzit istorisirea fermierului John? O istorisire adevărată. Dacă n-ar fi adevărată, nu v-aș spune. Iată. În câmpiile întinse ale regiunii centrale din Statele Unite au venit o invazie de locuste. De la o fermă la alta mâncau totul. O plagă teribilă de locuste. Atacau recoltele. A ajuns la ferma lui John, care era un plătitor credincios al zecimii. Doamne, a spus el, Doamne, eu ți-am fost credincios, așa că ocrotește ferma mea. A ajuns până la gard și a mers mai departe. Și a strigat, Doamne, dar am fost credincios în zecime. Și s-a dus, s-a plecat pe genunchi și a avut o convorbire cu Dumnezeu. Și un prieten al său ateist i-a spus, iaite, John, tu ai fost credincios cu zecimile și uite că locustele au mâncat și recolta ta. Explică-te, rog. Și iată explicația. Cu mulți ani în urmă am consacrat această fermă lui Dumnezeu. Câmpul acesta, recolta aceasta este a lui Dumnezeu. Și lăcustele, și ele sunt ale lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu dorește să-și hrănească lăcustele lui cu recolta lui, n-am nicio problemă cu asta. S-a dus și s-a rugat. Doamne, nu știu ce faci aici. Dar este ferma ta, sunt lăcustele tale și eu cred că deși este o încercare temporară pentru mine, o pierdere financiară, Doamne, eu cred că pe termen lung, fapte 8 cu 9, Dumnezeul meu va îngriji de toate nevoile voastre după bogăția Lui în slavă, în Hristos Iisus. Doamne, eu cred în ce a spus David. Am fost tânăr, acum sunt bătrân, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și pe copiii lui cerșind pâine. Și John a început iarăși, a semănat din nou, și a doua recoltă a fost mai bună decât prima. Ar fi putut să fie prima. Poți să ai temporar niște dificultăți financiare, dar motivul pentru care dăm zecime lui Dumnezeu nu este pentru ca să fim supra-binecuvântați financiar. Motivul este că fie că nu vom fi binecuvântați financiar, Dumnezeu este Creatorul, este Susținătorul și cu bunătate, cu înțelegere, îi răspundem întorcând zecimea pentru că astfel ne pasăm pe Dumnezeu. Și chiar dacă pot să fie necazuri financiare, Dumnezeu, pe termen lung, ieșim bine. Putem să ne încredem în El. Proverbe, cinstește pe Dumnezeu cu bunurile tale și cu primele roade ale câștigului tău. Și în felul acesta, grânarele îți vor fi pline și teascurile tale vor geme de must.
am încredere în Dumnezeu. Cinstește pe Dumnezeu cu averile tale, cu cele din tâi roade, din tot venitul tău. Și atunci grânarele tale vor fi pline de bejuc și teascurile tale vor geme de most. Dumnezeu însuși spune, mai departe, principiul numărul 3, dă din motivul cel bun. Inima ta se deschide atunci ca să primească binecuvântări spirituale și materiale de la Dumnezeu. Dacă îți deschizi inima ta lui Dumnezeu, dacă îi dai nu ca să primești ceva în schimb, ci pentru că ești credincios, dai 10%, dacă faci lucrul acesta, vei primi binecuvântări spirituale, pentru că vezi, egoismul este izvorul păcatului și în felul acesta vei primi și binecuvântări materiale de la Dumnezeu. Mi-aduc aminte, într-o zi eram în biserică, vorbisem despre zecime, despre principiul de a deschide inima lui Dumnezeu și după aceea cineva a venit să discute cu mine. Era furios, vă spun. Era așa de furios că venele de la gât se umflau, îi ieșea fum din nervi, fața era roșie, nu fum, vreau să spun, era furios. A venit în birou și a scos din buzunar un teanc întreg de chitanțe, de facturi. Predicator, le-ai vorbit despre zecime. Uite, am primit factura asta și factura asta. Și le trântea jos. $280 avea datorii. Și uite acum salariul meu, cu mai mulți ani. $200 pe săptămână. Predicator, le spun, te rog, cum să plătesc datoriile mele, $280 pe săptămână, cu $200, și să mai fiu în stare să dau și zecime lui Dumnezeu. Predicator, le spunem, te rog. Bine, John, e un lucru clar. Deci, săptămână de săptămână, $80, ești în urmă. Acum eu nu am decât o întrebare. Metoda ta financiară e bună? Te va ajuta să ieși din datorii? Nu, sigur că nu. Vezi foarte bine, predicatorul. Răspunsul e simplu. Dacă ești mereu în datorie mai mare, cu metoda ta, de ce nu iei metoda lui Dumnezeu să vezi dacă te scoate din necaz? Predicatorule, e idee bună, am să încerc. La Dumnezeu a spus, fiți credincioși în datorii, în zecim, căutați pe Dumnezeu și Dumnezeu vă va da o binecuvântare deosebită. Zecimea trebuie să fie dată din motivele sănătoase, corecte. Iisus vorbea unor conducători spirituali, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, că voi îți dați zecime din izmă, din mărar și din chimăr, ierburi neînsemnate și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptate, amila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. O recomandare în Noul Testament pentru zecime. Pe acelea să le faceți și pe acestea să nu le lăsați nefăcute. Cu alte cuvinte, o inimă plină de bunătate, plină de iubirea lui Dumnezeu și fiți credincioși în zecimile voastre. Dreptatea, mila și credincioșia sunt esența credinței creștine, dar când aveți mila și credincioșia, aceasta vă va conduce să recunoașteți pe Dumnezeu drept creator. Și astfel, prin zecime, recunoașteți pe Dumnezeu. Al patrulea principiu. Când dăm lui Dumnezeu în felul acesta, avem satisfacția profundă de a face să înainteze împărăția lui Dumnezeu. Când dăm zecimea lui Dumnezeu, zecimea este pusă deoparte pentru predicarea Evangheliei. Când dăm zecimea lui Dumnezeu, îi întoarcem ceea ce sunt lucrurile sfinte ale Lui, când suntem credincioși, Dumnezeu ne binecuvântează uriaș pentru că acești bani merg în lumea întreagă pentru predicarea Evangheliei. Istorisiri, ați auzit istorisiri din diferitele părți ale lumii. Noi participăm la toate acestea, o familie internațională, mondială, și participăm cu Dumnezeu. Dumnezeu ne dă o șansă ca să facem parte. De fiecare dată când soția mea și cu mine primim salariul, primul lucru pe care îl facem este să punem deoparte cei 10% și avem bucuria să știm că Evanghelia merge astfel.
în Africa, în America Centrală și de Sud, în Europa, în fostele țări comuniste, împreună participăm cu Domnul Hristos la această mișcare. Aceasta este principiul, acestea sunt principiile financiare ale lui Dumnezeu. Investiți-vă inima în altceva. Cine are inima voastră? Principiul al cincilea. Nu există motivație mai mare de a da decât crucea. Cum aș putea să mă întorc de la cruce? Dumnezeu e Cel care m-a creat. Dumnezeu m-a răscumpărat. Dumnezeu păstrează viața mea. Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pe cruce. Dacă Domnul Hristos a venit, a stat pe cruce, cu nuna de spin, piroanele, dacă Dumnezeu a dat tot ce a avut dar, cerul mai bun, cum aș putea ca eu să rețin ceva? Cum să rețin eu ceva de la El? Principiul lui Dumnezeu de economie este principal. Dă tot ce ai mai bun lui Dumnezeu. Și acum principiul al șaselea. A dărui cu sacrificiu pentru Dumnezeu ne învață lecții profunde de încredere. Atunci când cu credincioșie restitui zecimea mea lui Dumnezeu și nu am cât îmi trebuie și spun, Doamne, mi-e teamă că luna aceasta nu mă voi descurca, dar când dau întâi lui Dumnezeu, Matei 6, cu 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Atunci când suntem în dificultate, nu știm cum ne vom plăti datoriile și spune, Doamne, vreau să fiu credincios în zecem. Credința nu este credință până în încredere. Credința nu este credință dacă nu este încredere. Credința și încrederea sunt două lucruri diferite. Când sunt credincios lui Dumnezeu în zecime, mă duc pe genunchi la Dumnezeu și spun, Doamne, nu știu cum mă voi descurca, dar Tu mi-ai spus să dau 10%, să-L pun deoparte din profitul meu, pentru împărăția Ta. Doamne, Tu mi-ai spus că 9 este mai mult decât 10. În judecata lumească, 10 e mai mult decât 9. În sistemul lui Dumnezeu, 9 e mai mult decât 10. 9 zecim cu Dumnezeu merg mai departe decât 10 zecim cu Dumnezeu. Pentru asta este nevoie de credință. E nevoie de credință ca să spui, Doamne, poți să folosești acest 90% și să-l faci să se extindă mai mult decât 100%. Vedeți, aici este pusă la probă viața spirituală. Când nu ai destul, când te lupți ca să faci față nevoilor, Doamne, nu pot, dar Doamne, fă-o Tu. Îmi aduc aminte de un prieten bun al meu, doctorul Gerhard Hassel, un bun prieten care a pierit într-un accident tragic de mașină. Am fost cu el în Germania și mi-a făcut mare plăcere că eu nu vorbesc germană. El vorbea cu ușurință și germana și engleza, un savant adevărat. Da, el mi-a spus, Mark, după cel de-al doilea război mondial, a fost foarte greu, fratele meu și cu mine. Nu aveam hrană, dar întotdeauna erau credincioși în zecime, întotdeauna întorceau lui Dumnezeu. După al doilea război mondial, era foarte greu. Tata și mama, fratele meu și cu mine, familia noastră, am încenunchiat. Niciodată până atunci nu știusem ce e foame, dar acum era o foame îngrozitoare, foarte puțină mâncare, orașele germane bombardate. Doamne, ne-am rugat, Tu ai făgăduit că vei avea grijă de nevoile noastre. Ne-am fost credincioși în zecime și chiar dacă Tu nu împlinești nevoilor noastre, noi vrem să fim credincioși și poate că Tu pui la încercare credința noastră. S-au ridicat de la rugăciune și când s-au îndreptat spre ușă, o doamnă pe care nu o cunoșteau a intrat și a spus, am simțit îndemnul să vă aduc sacoșa asta cu mâncare. Dacă mergem, urmăriți-mă cu atenție, dacă mergem prin vedere, îi tăgăduim lui Dumnezeu ocazia să facă o minune pentru tine. Îl împiedici, îl inhibezi pe Dumnezeu să facă o minune, dar dacă mergem prin credință, trăind în armonie cu principiile Bibliei, îi dai lui Dumnezeu ocazia să lucreze o minune în viața ta. Iată principiul al șaptelea. Adevărata problemă este, unde este iubirea noastră? Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri, Dumnezeu are nevoie de inima noastră, dar El ne pune la încercare
ca să vadă unde este iubirea noastră. Vă aduceți aminte, Iisus a spus, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Matei 16, 26. Aici este chestiunea. Unde este sufletul tău? Cine are inima ta? Aici este esențialul. Cine stăpânește mintea ta? Aici este esențialul. Unde sunt afecțiunile tale? Vă aduceți aminte de istoria acelui om care a spus, voi spune sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a spus, nebunule, chiar în noaptea aceasta, ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit. Ale cui vor fi? Nebunule, în noaptea aceasta ți se va lua sufletul, ți se va lua viața, vei muri. Pune viața ta în ceva care va dura, pune viața ta în ceva care va conta, pune viața ta în ceva care va rezista. Sunt două căi. O cale, calea de a lua tot ce poți din viață, să faci cât poți bani de mult, să trăiești viața cea mai comodă, cea mai bogată, să prinzi tot ce poți din viață, să te faci fericit. Aceasta este o cale de viață, un mod de viață, de a pune mâna cu lăcomie, să reușești, să iei, și sunt mulți care sunt împinși și irezistibili. Esența vieții lor, aceasta este să aibă, dar este și o altă cale de viață, un alt mod de viață. Dumnezeu este Cel care m-ai creat. Doamne, Tu m-ai creat, Tu mă protejezi. Tu L-ai trimis pe Iisus Hristos să moară pe cruce pentru mine. Tot ceea ce am, Doamne, posesiunile materiale sunt ale Tale și recunosc lucrul acesta săptămânal și lunar, întorcând către Tine zecimea. Doamne, vreau să știi că inima mea, iubirea inimii mele, este pentru Tine. Acum, când ne vom pleca capul pentru rugăciune, vreți să spuneți, Iisuse, inima mea, iubirea inimii mele, este pentru Tine. Doamne Iisuse, vreau să-ți dau viața mea, inima mea, totul. Doamne, am urmărit eu lucruri materiale, dar nu am găsit mulțumire în ele. Fericirea prin lucruri materiale este un iepure pe care îl fugăresc, dar niciodată nu-l prind. Doamne, în Apocalipsa, în criza Apocalipsei, când economia se va prăbuși, vreau să-mi găsesc refugiul meu în Tine. Când totul se va prăbuși, în criza din Apocalipsa, când toată viața se prăbușește, vreau ca siguranța mea să fie în Domnul Iisus Hristos. Înainte să ne rugăm, să ascultăm. Jesus, I love Thee. I know Thou art mine. For Thee all the follies of sin. Niciuna dintre nepoliile acestei lumi nu mă va ține ca să Te iubesc. If ever I love Thee, dacă Te-am iubit vreodată, acum Te iubesc mai mult decât oricând. Tu ai purtat povara mea și mi-ai cumpărat, răscumpărat pentru iertare.
te iubesc. Pentru că ai purtat acea coroană de spini. Te iubesc mai mult decât oricând. Let's pray together. Să ne rugăm. Oh my Father. Tatăl meu. Some of us have misplaced our values. Unii dintre noi ne-am pus valorile unde nu trebuie. Unii dintre noi am căutat acele lucruri care de fapt nu ne aduc mulțumire. Some of us. Unii dintre noi have placed our emphasis on the things of time rather than the things of eternity. Am pus întâietate pe lucrurile vremeliciei și nu pe ale veșniciei. Dar acum venim la tine, venim la tine ca singura siguranță și refugiu, singura asigurare pe care o putem avea în tine, singurul care întotdeauna va rezista, va trăi pentru totdeauna. Venim la tine, cel care ești tare ca o stâncă. Venim la tine, perla, mărgăritarul de mare preț, ca să-ți dăm viața ta. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim că ne-ai creat. Îți mulțumim că Tu păstrezi viața noastră și ne răscumperi, Doamne. Cu toată inima vrem ca să-ți dăm viața înapoi ție, în numele Lui Iisus. Amin. Baptismal class for many here. Miercuri seara, semnul fiarei. Nu pierdeți ocazia. Tichetul numărul 22. Good night. God bless you. Noapte bună, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne revedem miercuri seara. Vă spun și eu la revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze acum în drumul spre casă, în timp ce veți gândi serios la ceea ce aveți de făcut în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu care ne-a fost descoperit în seara aceasta. Niciodată Dumnezeu nu ne ia fără să ne dea mai mult, acum și în veșnicie. Dumnezeu să vă conducă spre casele dumneavoastră. Noapte bună!